big ones, the Tasman one, I not you. Nu bănuim că v-ar aștepta să mă mai lau și eu, că am fost o dată excesiv. Vă mulțumesc mult că ați venit număr mare și am și senzația că sunt alți prieteni rădăciți prin locație, cum se zice, în mod obișnuit. Vă mulțumesc încă o dată, vreți să vă spun și eu mai multe cuvinte sau vă aduc de atât. Vreau să vă atrag atenția că această carte și alelalte care le-am rescris sunt scrise de logica dată din Iorduva Cărăgeale. Pentru tot românul care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie. Nu m-a pus nimeni, am făcut-o de bună voie și am făcut-o cu voioșie și cu asta se înțelege din modul în care este citită cu voioșie și cu dragoste. Dragoste care mi se întoarce în miit de la toată lumea care îmi transmite și care mă... În legătură cu cuvintele care văd că pe voi scriitorii vă impresionează culoarea lor și puterea lor de sugestie. Băiatul ăsta, Florin Toma, mi-a pus aceeași întrebare într-un interviu la Viața Românească, de unde scot eu cuvintele astea? Și am zis, cuvintele pentru mine sunt niște scule, ca dătițele, ca pensule, adică ele îmi folosesc ca să vă expun ideea pe care am avut-o. Adică, păi da, dar sunt cuvinte de sub piele, sunt cuvinte de sub inimă. Nu sunt cuvinte pe care le găsești pe stradă. Acum nu mă face de trăiri paranormale, ca să zic așa. Chestia este că am gustul. Place să mănânc, îmi place să mănânc, îmi place să așa, îmi place să vorbesc. De-aia am și ajuns să scriu că o viață întreagă lumea zicea, după ce povesteam la nesfârșit, tot soiul de tromboane, dar de ce nu scrii tu chestiile astea? Păi rabdă hârtia toate tâmpenile, pe mine mă mai așteaptă să scriu. Ei, uite, a venit momentul, așa, și văd că chiar rabdă hârtia. Chiar rabdă. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Am senzația că nu s-aude nimic. Pare un zgomot de fond. Pare un zgomot de fond asurzitor. Nu s-aude nimic. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit.